Vreau să încep cu o întrebare. Tu pentru ce muncești? La ce aspiri cel mai mult în viață? Care este scopul tău? Fiecare vrea să ajungă în top, acolo sus în vârf. Dar în ce top vrei să ajungi mai exact? Uite, trăim într-o societate care este controlată de, ați ghicit, bani. Mulți dintre voi aspirați să faceți mulți bani, să trăiți o viață fără griji, să aveți tot ce vă doriți. De asta încercați din greu să munciți, pentru a face acei foarte mulți bani care, scuzați-mă că vă dezamăgesc, dar de fapt vă aduc o fericire falsă. Un cuvânt mai potrivit ar fi o fericire pe moment. Temporară. Știu că sunt momente când te uiți la hainele colegului ăla cu bani, sau că are cel mai nou telefon, sau că conduce o mașină pe care nici părinții tăi nu o au. Dar te-ai gândit că poate viața acelui om nu este nici măcar pe aproape la fel de bună ca a ta? Știu ce vrei să spui. Că omul ăla are toți banii din lume și poate cumpăra ce vrea, dar lasă-mă să spun de ce tu ești mult mai bogat decât el va fi vreodată. Tu ești iubit. Poți să ai toți banii din lume, dar niciodată, niciodată nu vei putea cumpăra iubirea. Tu ești iubit pentru cine ești, pentru ce gândești. Ești atât de bogat că ai cui să te confesezi când te simți jos. Ești atât de bogat că iei cina cu toată familia, în timp ce alții poate nu o fac. Este dovedit științific că o îmbrățișare este cel mai bun medicament. Iubirea transmisă prin acea îmbrățișare este cea care vindecă. Sunt multe cazuri de oameni bogați care s-au îmbolnăvit și nu s-au putut trata. Oare de ce? În general, oamenii bogați nu au prieteni adevărați, ci doar interesați. Nu au persoane care să-i iubească, ci doar să-i folosească. Crezând că își găsesc fericirea în sume, nu ajung decât să se consume pe interior. Părerea mea este că bogăția nu înseamnă să ai avere, ci să ai puterea de a renunța la ea. Lasă-mă să-ți spun de ce te-ai născut deja bogat pe lumea asta. Ai două mâini, două picioare. Patrick Anderson și-a pierdut ambele picioare într-un accident la doar 9 ani. Dar asta nu l-a oprit, nu a pus stop pasiunii sale. În ziua de azi este considerat cel mai bun jucător de basket care joacă în scaun cu rotile. Așa că fă ceea ce-ți place, fii pasionat, fii fericit. E amuzant că atunci când lumea vrea să știe cât de bine o duci, te întreabă câți bani faci, în loc să te întrebe cum te simți, cât iubești. Uite, ai un singur scop în viață și acela este să-ți găsești un job care te face fericit, să-ți întemeiezi o familie, și să plantezi un copac. Și atunci vei fi cel mai bogat om din lume, vei uita de toate problemele astea care sunt de fapt doar în capul tău. Rupe această barieră, viața este mult mai mult decât niște hârtii. Ce ne diferențiază pe noi ca oameni este cum gândim și cum decidem să facem planeta pe care trăim un loc mai bun. Cu banii poți cumpăra un ceas, dar nu poți cumpăra timpul. Ai grijă cât timp aloci pentru obținerea banilor și cât timp aloci pentru a fi fericit. Să spunem că în momentul ăsta îți dorești foarte mulți bani. Nu este nimic greșit dacă țelul tău este să ajungi milionar, dă-i bătaie, succes. Dar ai grijă să nu-ți îndepărtezi persoanele dragi, familia, prietenii, în drumul tău spre a fi bogat. Pentru că vei ajunge într-o zi la destinație. Și vei realiza de fapt că ai plecat bogat și ai ajuns sărac.